Două persoane au ajuns la spital în acest weekend după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat. Accidentul s-a întâmplat pe DN6 în localitatea Ghelmegioaia. Șoferul autoturismului a pierdut controlul volanului, a intrat într-un cap de pod, după care s-a răsturnat în șanț. În cursul zilei de duminică, trei echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au fost solicitați să intervină în urma producerii unui accident rutier ce a avut loc pe raza localității Ghelmegioaia. La locul evenimentului în care a fost implicat un autoturism care a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat, salvatorii s-au deplasat cu o auto specială de intervenții și un echipaj de ambulanță SMURD. În cursul zilei de duminică, trei echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit cu o auto specială de descarcerare, o auto specială cu apă și spumă și o ambulanță SMURD la un accident rutier produs pe drumul național 6 pe raza localității Ghelmegioaia. În accident a fost implicat un singur autoturism care a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat. Două persoane au primit primul ajutor de la paramedicii SMURD și echipajul SAJ, ulterior acestea fiind transportate în stare de conștiență la unitatea de primiri urgențe din Drobeta Turnu Severin. Pompierii au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor la autoturismul implicat în accident. Șoferul autoturismului este un tânăr de 30 de ani din județul Dolj. Acesta a pierdut controlul volanului, a intrat în cap de pod, după care s-a răsturnat în șanț. În mașină se afla și un pasager. Ambii au suferit traumatisme, ulterior fiind transportați la spital. Un tânăr de 30 de ani din comuna Ișalița, județul Dolj, în timp ce conducea un autoturism pe DN6, a pierdut controlul asupra direcției de mers, s-a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat. În urma impactului a rezultat rănirea conducătorului auto și a unui pasager în dreapta față, ambii fiind transportați la unitate medicală pentru abordare de îngrijiri de specialitate. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.